Iubita lui David Popovici a izbucnit în lacrimi. Reacția din tribune a Taisiei Nițulea după ce campionul a câștigat aurul olimpic. Zi importantă pentru David Popovici. Sportivul a câștigat aurul olimpic, iar alături i-au fost, ca de fiecare dată, părinții, dar și iubita lui, Taisea Nițulea sa despre care el spunea mereu că l-a sprijinit constant. Iubita lui David Popovici, alături de sportiv, în ziua în care a câștigat aurul olimpic. Taisia Nițuleasa se află la Paris și a fost prezentă și ieri în tribune, când au avut loc semifinalele de la proba de 200 de metri. Astăzi, după ce David Popovici a luat aurul olimpic, tânăra s-a afișat pe Instagram cu ochii în lacrimi. Sportivul și iubita lui sunt împreună de aproape trei ani, iar Taisia a fost prezentă la competițiile importante pentru David Popovici. David Popovici își susține, la rândul lui, iubita. De când formează un cuplu, David Popovici și iubita lui se afișează rar împreună pe Instagram, dar de fiecare dată, sportivul a declarat că Taisia Nițuleasa i-a fost mereu alături și a înțeles că are un program încărcat. Tânăra este studentă la Snspa și este la rândul ei, pasionată de sport, în special de dans. Nu a fost ușor pentru Taisia să înțeleagă programul, să l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu, iar fi când plec cu săptămânile pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat. Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță. Acum a dat o audiție. Ceva mai serios. O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament, declara David Popovici, în cadrul unui podcast. Pe lângă faptul că împărtășește pasiunea pentru sport cu David Popovici, Taisia Nițulea sa se mai ocupă și cu altceva, căci este pasionată de machiap.